familia este planul lui Dumnezeu pentru o lume care este în derivă. În fiecare zi, familiile întâmpină noi și noi provocări din partea celui rău. Este un adevărat asediu asupra acestui dar dat de Dumnezeu oamenilor. Putem observa acest război încă din grădina Eden, când primii noștri părinți, Adam și Eva, au ajuns să experimenteze prima criză din cadrul acesta sfânt. Dacă perfecțiunea cadrului în care a apărut această instituție nu a garantat succesul familiei, astăzi, cu atât mai puțin societatea, așa cum o știm, poate să aducă rezolvare în problemele de familie. De fapt, puterea și eficiența societății văzute ca trup sunt date de sănătatea celulelor care reprezintă familiile noastre. Societatea nu se poate ridica mai sus de calitatea familiilor în care ne dezvoltăm ca soț și soție și în care îi creștem pe cei mici. Și atunci ne întrebăm, ce putem face pentru a avea familii mai bune și, indirect, o societate mai eficientă? Sunt multe cărți care abordează acest subiect și mulți experți sunt gata să ajute prin sfaturi în acest sens. Răspunsul însă trebuie căutat la cel care a gândit acest proiect. A realizat prima căsătorie, se întoarce pentru a-și lua miroasa și înțelege pe deplin cum funcționează familia. Doar Dumnezeu ne poate explica ce trebuie să facem pentru a realiza familia potrivită sau cum putem repara un astfel de cadru dacă îl avem deja. În Biblie găsim suficiente sfaturi pentru a înțelege valoarea acestui dar. Societatea însă a pictat această binecuvântare în nuanțe șterse, în care oamenii se pot angrena în legături de dragoste cu alte persoane, dar având căsătoria ca o simplă opțiune. Am ajuns în această situație pentru că alegem să luăm definițiile unor lucruri gândite de Dumnezeu din alte surse, numai de la El nou. O altă problemă este că nu privim familia la adevărata ei valoare, ci mai degrabă ca pe o promoție care vine și trece. Totodată, reperele unor familii frumoase au început să dispară din ce în ce mai mult, iar riscul pe care doi parteneri ar trebui să și-l asume într-o căsătorie este deja prea mare pentru a merita efortul. Este adevărat că întemeierea unei familii este unul dintre cele mai grele experiențe umane. Ea nu implică doar un moment, ci o viață întreagă de învățare, adaptare și sacrificiu. Dar în cadrul acesta putem experimenta sentimente pe care alte lucruri nu ni le pot da niciodată. În una dintre cărțile ei, Ellen White amintește următorul lucru. A fost un tată înțelept acela care, întrebat fiind ce intenționează cu fiicele sale, a răspuns: intenționez ca acestea să-și facă ucenicia în școala excelentă a mamei lor, ca să poată învăța arta de a valorifica timpul, să fie pregătite să devină soții și mame, cap de familie și membrii folositori ai societății. Familia personală este un obiectiv pentru care te pregătești din timp pentru a face echipă cu viitorul tău partener de viață pe care Dumnezeu ți l-a pus deoparte. După acest moment, familia nu încetează să existe, ci crește în toate aspectele și ajunge un colț de cer pe pământ, o fortăreață în timp de asediu și un loc al creșterii și al dezvoltării armonioase. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup.